chiftele pufoase și gustoase, rețeta mamei mele. La 600 de grame de carne de porc sau amestec vită porc se adaugă o ceapă dată prin răzătoarea mare. Peste ele un cartof dat prin răzătoarea mică sau un morcov mic și un dovlecel mic. Eu prefer a doua variantă. 3-4 căței de usturoi tocați, un ou, o linguriță de sare, piper după gust și mărar și pătrunjel verde, câte o legătură din fiecare tocate mărunt. Trebuie multă verdeață. Se amestecă puțin și se adaugă și o lingură de pesmet sau o felie de pâine înmuiată în apă. Se amestecă din nou foarte bine și se formează chiftelele, sfere sau plate după plac. Eu când le fac să le mâncăm ca atare, le fac mici și plate. Deci iau compoziție cât o nucă, o tăvălesc prin făină și formez chiftelele. Pregătesc câte mi-n cap în tigaie. Se prăjesc la foc mediu timp de 3-4 minute pe fiecare parte până se rumănesc bine. Dacă le faceți ferice pentru aperitive sau pentru chiftele marinate, este bine să le prăjiți în baie de ulei. Se scot pe prosop de hârtie și se vor închide la culoare pe măsură ce se răcesc. Pentru mine acestea sunt cele mai bune chiftele și dacă nu le faceți așa, încercați-le măcar o dată. Vă mulțumesc și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce rețete mai doriți să fac. Gătiți cu drag!